Ministrul Finanțelor Anatol Arapu a vorbit în ședința specială a Parlamentului despre sumele de bani luate de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Astfel, creditele acordate de către Banca Națională a Republicii Moldova pentru cele trei instituții financiare se vor transforma în datorii de stat, adică vor fi achitate din bugetul de stat către BNM. Ba mai mult, procentul de dobândă cu care va fi întorși banul va fi mult mai mare. Întrebarea e complicată, ea este legată direct de capitalizarea băncii naționale. În cazul nostru, înscrierea datoriei guvernului față de BNM este ca dobândă și trebuie să corespundă rate de inflație, dar cifra este convenită cu Fondul Monetar Internațional pentru anul viitor de 5%, adică se vor achita circa 650-680 de milioane de lei, dar această sumă ar putea scădea în dependență de media inflației, a declarat Arapu. Potrivit lui, creditele acordate de Banca Națională a Moldovei au fost la o dobândă de 0,1%. De asemenea, ministrul aflat în demisie a anunțat că circa 14 miliarde de lei au fost alocate drept garanții de stat și potrivit datelor BNM, Banca Socială și Unibank în 2015 au rambursat parțial creditele. Șeful finanțelor a precizat că până în prezent, în cazul anchetelor, au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de circa 2 milioane de lei.